Am găsit un loc care ar putea fi casa noastră. Voi ce părere aveți? Este lângă Brăila, pe aproape de mama. Haideți să vedeți cum arată căsuța de pe locul acesta. Mulțumesc! Ce frumos! Mami, până te hotărăști tu dacă ne mutăm aici, eu am cules flori. Eu ce? Fiecare loc e frumos în felul lui. Găsim părțile pozitive. Și eu vreau să vă arăt o parte pozitivă din locația aceasta. Haideți în casă. Veniți. Aici e frumos, mami. E foarte frumos înăuntru. Cine are curaj să intre? Eu am mai intrat odată. Hai să văd și eu casa. Oare vom încăpea cu toții aici? Mami, încăpem. E o cameră cu pat. Pardon, canapea. Și oglindă. Veniți și noi să vedem, suntem curioase. Ce acolo sunt eu cei? Da. Curaj, curaj. Haideți, intrați. Eu intru. Wow! Veniți, veniți, este foarte frumos. Wow! Cam mulți păianjeni. Încăpem toți? Noi deja ne-am așezat comod. Și noi trei suntem aici, deci încăpem. Hai că încăpem așa, să nu facem nimic. Mai bine merg afară să dorm. Și eu. Important este că avem o iconiță, oglindă și fereastră. Dar totuși cred că ar fi potrivit să mergem în altă parte. Dar nu știu cum. Da, și pentru asta trebuie să pornim din nou la drum. Am ajuns, am coborât din mașină și căutăm noua noastră casă. Constanța! Ne mutăm la mare? Pescărușii se aud deja! La mare, la mare! Haideți să intrăm! Să intrăm în casă! Gata, am reușit! Miroase bine! Putem sta și aici! Nu, mami, aici nu putem dormi! Da, da, da. Cum să facem cu bagajele? Totească! Nu mai luăm bagajele! Vom doar stricul necesar. Vom locui aici? Nu aici, acasă? Vedem, trebuie să hotărâm. Să fie asta casa noastră? Până aici e frumos. Oare ce cameră avem? Mai mult! Fetelor, aici camera 5 și sus camera 7. O să fim fix deasupra voastră, eu cu Teo. Sau fix sub noi, încă n-am împărțit camerele. În detaliu. Wow! Arată bine. Interesant chiar. Ce? Wow! Ce este? Nu știu. De copii? Pare că nu există. Iar aici avem WC-ul. Ce ciudat este, n-am mai văzut. Acolo trage apa sau aici? Eu deschide-l. Nici nu știm. E WC-ul. Eu mă simți cam ciudat. Patul e confortabil. Pentru a fi convinși că asta poate să fie casa noastră, mai avem camera 7 să o vedem. Haideți cu toți. Și mergem să vedem unde este a doua cameră. E un etaj mai sus. Aici sau jumătate de etaj. Iar acum deschidem următoarea cameră. Ce? Scoate laserul de el. Da, aici e locul meu cu tati. Și cine doarme cu noi aici? Yeah! Iar acum mergem la etaj. Sunteți aici. Aceasta este cea de-a doua cameră. Avem un pat mare, matrimonial. Ari, deja explorează. Aici. E și pădus pentru bebeluși? Dar nu-l vom folosi. Și o baie. YouTube, cu toaletă normală. Wow!
aici avem tavan de lemn. Lemn foarte vechi, încă de care. Și o oglindă unică. Sunt sigură că au fost păstrate special aceste grinzi. Iar eu cu Bri urcăm. Aici este casa mea! Este casa mea! Iar aici avem un pat matrimonial. Aici este un loc pentru copii. Eu dorc, mami, aici singură. Teo, nu ți-aduce aminte de ceva locul ăsta? Da, da. De unde venim noi? Chiar e Cala Sofia! Cala Avium Resort! Chiar! Wow, 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 wow! Briana, ți-ai acolo să nu pici! Dacă vă place atât de mult, eu zic să ne mutăm aici. Măcar pentru o noapte, două, trei, patru, stai, 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 stai! Tati, nu exagera! Mai avem locuri de văzut! Chiar vrei să ne oprim în primul loc din Constanța? Bine, rămânem aici. Hotărâm mâine ce o să facem. Atât de frumos și de gustos aici, încât aici îmi vine să rămân. Putem spune acestui loc acasă? Suntem la micul dejun și ne place aici. E foarte bun ceea ce mâncăm. Se vede. Și ceea ce bem, am trei tipuri de ceai. Îmi aleg ce-mi place. Ce fain este, este o piramidă. Am mai văzut ceaiul ăsta, dar nu mai țin minte unde. Eu mi-a stept latele meu cu cereale, abia aștept să vină să mănânc, pentru că mi-e este foame. Da, și eu nu te e foame. Am crezut că o să fie la temperatura camerei, dar e gheață. Este iaurt. Tu ai vrut așa, era logic, așa e. Puneți niște miere deasupra. Mulțumesc, Mara, pentru idee. Plăcere! Mara, în fața noastră! Ne plimbăm prin Constanța. Suntem sunați. Îmi amintesc de mică acest spot și cu restaurantul de lângă sau ce era acolo. Coliba aia de lemn. Suntem în mama aia acum. Mie nu vine să cred că suntem în mama aia. Cum am ajuns în mama aia? Cum? Avem și telegondola. Clar suntem în mama aia. Dar parcă eram în Constanța. Mara, mama aia e o stațiune din județul Constanța. Deci e aproape. A, da, eu nu știam. Și e fix lângă Constanța. Oare în acest hotel ne vom găsi adevărata casă? Are și pian? Să punem în... Lăsați, fetelor, dacă scria no touch pe pian, înseamnă că nu e bine pentru noi aici. Mai căutăm, mergem în altă parte. Uite, mami, hai la mare, cred că aici e casa noastră. Și eu vreau la mare! Marea! Ne primește pe toți! Poate ne luăm casă chiar la malul mării! E atât de frumos și e plin de scoici! Ce frumos! Acele frumoase! Bri a găsit un loc de dormit, în căruț, în mol. Oare putem numi molul acasă? Dar nu avem cum să dormim în mol, doar dacă găsim niște pată. Hai să căutăm să vedem cum facem din mol acasă. Poate facem un challenge 24 de ore, dormim în mall, ne furișăm în magazine și dormim acolo. Eu dorm la aici. Eu mi-am dat sleepings. Interesant. Smart. Ce smart? Robert. Și Teo are identic cu al Brianei. Am găsit așa, foarte drăguț pentru Ari, numai că nu o mărimea ei. În schimb, aproximativ aceleași culori și luminițe. Ei îi placă dacă faci așa, să prind luminițele ea. Bucuroasă, Ari! Hai, dă-mă să mergem! Acești lucruri sunt frumos. Și chiar face lip. Prima oară când Ariana are Adidas! Opa! E fascinată de luminițe acum. Hai, Ari, sus! Așa. Hai la tata, hai! Hai! Hai, hopa! Hai sus! Hai, Adidas! Da! Skechers, da! Wow!
Noi cred că ar trebui să scriem la sketches, să ne ofere un discount la cât am luat. 6 perechi de sketches pentru toți membrii familiei, inclusiv pentru Ari. Știi cât costă o pereche de Adidas pentru Ari? La fel ca pentru toți ceilalți copii și adulți. Au luminițe! Ia priviți ce a descoperit Teo. Latră. Uite-i cât ești de frumoși! Am și eu, de vreo 4 ani. Tati, n-am vrut să-mi iau, n-am vrut, m-au obligat. Ți-ai luat și noi, abia aștept să te văd cu ei. Întotdeauna părinții se lasă. Se lasă pe ei pentru copii. Exact, sper că și voi faceți la fel. Wow, tati, e Dragobetele. Un buchet de flori, Lego a deschis florărie. Și tu vrei flori? De-astea Lego, cred că mi-ar plăcea. Nu mai sunt de la Oradea să mergem la Laura. Dar nu de revenim la Oradea și vom lua de la Laura flori. Ia uite un pic. A găsit Gabi. Fetele au pașaport Lego. Ia să vedem. Cu ștampila. Și Briare. Fetele au ieșit cu un sacoșă plină de la magazinul Lego. Sunt fane. Gabi, mi le ai tati. Asta. Așa. Iar Gabi, doar ce ți-am luat Gabi de la Lego. Bugi. Tati și-a luat mâncare chinezească, iar eu mi-am luat bețișoare chinezești. Pentru Tete. Și așa, pentru Mara. Reacția și asta e pentru fete. Le împărțiți. Și ne-a venit comanda de sushi, care abia aștept să mănânc cu mesișoarele. Mami a făcut un accident în care am dat-o pe toată pe mine. Poftă bună! Tradițională românescă, tradițională japoneză. Și chinezească la tati și americană la fete. Fast food! Am ajuns la tati fără să mă schimb, așa cum v-am zis, pentru că trebuia să-mi iau și geacă și tata a găsit această geacă frumoasă, măcar le pun pe toată dată pe mine. Eu mi-am găsit un pullover, mai mult un cardigan. Eu am plecat la cabina de probă. Fetele se joacă. Ce bine arăți, mami. Mulțumesc. Mai potrivită trebuie să ar fi geaca asta. Îmbrăcată de nevoie. De nevoie, că am dat pe mine. Dacă i-am luat Briana, îi vreau și eu ceva. Iar aici ce avem? Icoală? Ce ți-ai luat, Bri? Ne-a păcălit Briana până la urmă cu un Gabi. Uite ce fac! Uite. Brățări, coriere, pot să fac. Am înțeles, brățări. Dar și culiere. Da, să ai de treabă copiii. Gata, am strâns totul pentru că nu am golit toată mașina să o aducem în camere. Aceasta a fost camera noastră, avem rucsacii, geanta fetei și ce am adus noi separat, jucării, mâncare și haine, le-am pus în saci menajer și le ducem la mașină. Am dormit foarte bine, noi am fost cazați la Villa 8, ne-am simțit extraordinar. În Constanța. În extra sezon. Și a fost foarte bine, în foarte cald. Inima orașului. Iar acum mergem să ducem toate lucrurile în mașină și plecăm către Oradea. Acolo era podul Angel Salini. Podul peste Dunăre. De aici mergem tot înainte. Am intrat deja în județul Ialomița. Și am plecat din Constanța, de la mare, și am trecut prin Cernavodă, unde este singura centrală nucleară din România. Trenul care transportă marfă, nu, tati? Da, marfă lichidă, combustibil și așa mai departe. Eu știu ce orfiniele, nu știu exact ce transportă. Poate transportă cereale? Vagoanele de cereale arată cu totul altfel. Am plecat din Constanța și suntem în primul județ, județul Ialomița. Să ne căutăm casă în Ialomița. Să oprim aici? Ce ziceți? Scrieți-mi în comentarii cât sunteți din Ialomița, din județul Ialomița. Mergem prea bine pe autostradă. Nu-i nevoie să ne dăm jos. Păi, ce urmează după județul Ialomița? Scrieți-ne în comentarii. Ce județ urmează după județul Ialomița? Spre capitală, da? Să țineți cont de asta. Scrieți-mi în comentarii. Trecem Dunărea! Dacă nu știați, Dunărea pornește din munții Pădurea Neagră din Germania și se termină
Unde credeți? Scrieți-mi în comentarii, unde credeți că se varsă Dunărea? Dunărea se varsă în Marea Neagră. Iar înainte de vărsarea în Marea Neagră formează o delta, Delta Dunării. În județul Tulcea. Am fost pe delta de fiecare dată când am fost în Tulcea. Da, Mara, am fost în comuna Miurghiol din județul Tulcea. De multe ori, la Puflele Resort. Poate vom mai merge și anul acesta, în 2024. La vară! S-a terminat autostrada, continuăm pe centura București. Și tot înainte, sau să ne oprim? Voi ce ziceți, fetelor? Eu zic să ne oprim la un Pecom în București. Bine, o să oprim, să alimentăm. Și mai vedem noi ce găsim pe acolo. Abia aștept. Am ajuns acasă. Acasă la benzinărie. Deja la cât suntem pe drum, o să numim orice benzinărie acasă. De aici doar luăm apă, ceva alimente, să ne alimentăm și noi și mașina, să ne adăpăm, adică să ne potolim setea. Ari e fericită, v-am spus, e că la ea acasă la benzinărie și apoi să ne continuăm călătoria. Deci nu rămânem aici, în București, căutăm o casă în București, vreți să căutăm o casă în București? Scrieți-ne în comentarii. Wow, chiar ar fi ceva. Și aici sunt multe oportunități, cursuri bune, într-adevăr, nu e aproape de graniță, că noi asta am urmărit spre vest. Dar avem alte șanse și în București. Chiar îmi răzut să-mi la București. Și eu vreau. Ce bomboane, tu nici nu ești atentă la ce discutăm noi. Vino înapoi. Am venit să alimentăm și ne alimentăm și noi. Continuăm călătoria, mai e mult până la Oradea. Gândește-te că deja suntem la București. Mie nu vine să cred cât de puțin am făcut de la Constanța până la București. Numai pe autostradă. Și până la Oradea avem multe autostrăzi. Spre bucuria noastră. Deci, drum mai lejer, la mai lejer, clar. Doritos. Ajunge repede la mare, citos, de la Oradea. Marea e oala, citos, pentru mine. Mi s-a făcut instant foame când le-am văzut, deci mie chiar îmi plac chestiile astea. Fetele, i-au adus Arianei o jucărie. Ia sunt jucăriile și este foarte încântată de asta. Nu, nu. Nu, nu. Uite, zi, bun. Da, lasă că ea uită repede. Face ceva. Nu face nimic. Cred că scrie prețuie. Ne-am aprovizionat cu de toate. Acum pornim din nou la drum. Ne-am luat mâncare de la benzinărie. Cred că până la urmă vom transforma mașina în casa noastră. Pentru că aici dormim, aici mâncăm, aici bem. Noroc benzinăriile că mai avem și alte nevoi. Haideți mai repede să mergem mai departe. Ariana adoră acel clip. Ia, ce acolo? Au, ce mare e! A venit cățelul. Repede, fetelor, în mașină! Wow, ce și-au luat fetele! La promoție! Să nu ziceți voi că în benzinărie nu găsim lucruri ieftine. Se ce le-ai acuzat una? Reduse? Pentru că a trecut Crăciunul. Foarte acum la presensul de intrare în București. Bine că noi nu mergem în București, ci mergem către Oradea. Suntem în județul Argeș. Oare să oprim și aici? Oare aici este casa noastră? Zici că suntem în străinătate. Sunt super luminat. Și la Bacău e pasaj tati. Și la Oradea e pasaj tati. Nu e ca în străinătate. Corect, e ca la noi în țară. Da, să avem și noi autostrăzi mai multe. Am ajunge mult mai repede dintr-un capăt în altul al țării. Chiar așa. Trebuie să mergem pe drumuri naționale, europene, până să se mai lege drumul acesta către Oradea de o autostradă. Da, mergem bară la bară pe o singură bandă, dar mai avem puțin până la Brașov, tati. Și nu înțeleg, ce caută terurile astea duminica pe drum? Au transport excepțional, Mara. De aceea le vedem la noi în România. Prin străinătate, sâmbătă și duminica, nu vezi camion sau tir pe drum. Au excepții. Da, transport, aripioare și panseluțe. Nu e nicio problemă, noi ne descurcăm. Cât mai avem până acasă? Sau unde e acasă pentru noi? Scrieți-ne în comentarii unde credeți că este casa noastră. Oare la Brașov e casa noastră? Ador mall-ul de acolo. Mie îmi place Brașovul ca oraș. E splendid. Muntele e acolo. Păi da, noi am stat la Bacău și în 3 ore imediat ajungeam la Brașov.
și acolo sunt foarte multe atracții. Exact, Mara, dar găsim noi alte atracții în altă parte. Stai să vezi, ce să mai zic, până la urmă ne-a schimbat și ruta. Mergem către Sibiu prin Râmnicu Vâlcea. Nu mai mergem prin Brașov. Of, eu care speram să fie casa noastră la mall. La mall unde, Mara? La mall-ul din cartierul Coresi în Brașov. Lăsăm pe data viitoare. Cu siguranță vom mai merge pe acolo și o să te bucuri atunci. Aici se mănâncă mici și se fac grătare. Așa e, Mara. La Dăduleni, înainte de Râmnicu Vâlcea. Vreți să facem un popas? Da. Voi e foame? Nu prea am poftă acum de grătare. Atunci mergem mai departe. Se lasă seara deja. Sperăm să nu fi fost cu victime. Să fi fost doar daune materiale. Vremea e urâtă, acum a început și să plouă. Așa că vom merge cu prudență, sperăm să ajungem cu bine acasă. Încă nu am ajuns la Râmnicu Vâlcea. 90 și ceva de kilometri până în Sibiu. Am ajuns în Râmnicu Sărat. Râmnicu Vâlcea, tati! Atâtea râmnicuri că le-am încurcat. E bine cum zici tu, Mara. Hai că oprim imediat, tati. Neapărat trebuie să mai facem un popas. Și alimentăm. Așa a zis Mara. Dacă tot am oprit, Mara, stă cu Ari și fac și eu un popas. Am o super băutură de la benzinăria cealaltă pe care vreau să o încerc. Păi ați mai văzut Coca-Cola Cherry Vanilla? E prima dată când văd. Haide să mergem, pentru că mai avem 4 ore și până acasă. Ne-am blocat, stăm. Am înțeles de pe stație că există un semafor ceva care nu se mai face verde. Mami vrea să spună de pe această stație și aici se aude, e un semafor și nu se mai dă jos de vreo 2 ani de zile semaforul ăsta. Aha, adică el n-ar trebui să fie aici și cu toate astea e. Au fost lucrări în zonă și acum a rămas semaforul. Ba nu, tati. E o alunecare de teren și nu s-a terminat lucrarea. Wow! De 2 ani de zile nu se reușește să se dea la o parte pământul acela. E destul de complicat în seama. Păi da, probabil îl dau la o parte și alunecă altul în loc. Și suntem pe drumul către Sibiu. Și la Cilău putem locui. Aici am aflat că este un restaurant deschis duminică, seară, și putem cina. Hai să mergem, putem spune că suntem acasă? Tati, aici poate fi acasă. Eu am creier făcut ca acasă. Și tu ai copitură ca acasă. Și e și gustat. Poftă bună. Delicos. Mi-e place. Noi deja am ajuns la desert. Apanaș. Foarte bun. Eu am niște glăsite, dar nu-mi place umplutura. Ei, le mănânc eu. Apanașul meu a ajuns la brie. Delicios. Am ajuns, Mara ia loc. Învață. Hai să vedem cum facem loc. S-a făcut dezastru aici. Mergem acasă. Unde va fi următoarea casă? Am ajuns acasă. Cineva s-a trezit? Când a luat distăule, cineva s-a trezit. Sibiu e